Împlinește 85 de ani sâmbătă, 8 octombrie, și se spune că este înger pe pământ pentru eroii suceveni și nu numai. E vorba de maestrul militar principal în retragere, Dumitru Davidel. În calitatea sa de fost vicepreședinte al Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Suceava, Dumitru Davidel este de peste 25 de ani implicat ca voluntar în proiecte de cinstire a eroilor în mai multe localități rurale ale județului. Maestrul militar Davidel Dumitru, sunt fiul al comunei Cornul Lungii. Maestrul militar principal în retragere, Dumitru Davidel, un sucevean ajuns la venerabilă la vârstă de 85 de ani, merită aprecierea celor din jur. A scris 10 ani articole și interviuri cu și despre eroi ai neamului la revista Ploiești, editată de asociație. Am onoare să vă salut. Astăzi pentru mine este o zi deosebită, 8 octombrie 2022. Împlinesc 85 de ani și mulțumesc Bunului Dumnezeu că până la această vârstă m-a ajutat ca să pot să realizez unele probleme, să fiu încă activ și să mă implic în unele sarcini care îmi revin pe linie de cultul eroilor. A intrat în armată ca specialist auto și tanchist, fiind un om foarte apreciat și o prezență aproape permanentă în uzinele de armament ale României, făcând parte din comisii de omologare a mașinilor de luptă, autovehicule militare și tancuri. A avut misiuni în Libia, Irak, Ciad, țări aflate în război și în care a executat mai multe operațiuni de transport de tehnică militară. După cutremurul din 1977, a participat direct la înlăturarea efectelor ismului într-un București devastat și îndoliat. Pentru activitatea sa a fost distins cu Ordinul Meritul Militar, Medalia Virtutea Militară, Crucea Marelui Voievod Ștefan și cu multe alte distincții. Emblema de onoare a statului major general, dând citire acestui atestat, șeful statului major general, dorind a răsplăti meritele domnului maestru militar principal în retragere, Davidel Dumitru, în semn de apreciere a meritelor pentru promovarea valorilor și tradițiilor militare, pentru implicarea deosebită în domeniul cultului eroilor, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, conferă emblema de onoare a statului major general, acordat în București, 8 octombrie 2017. Semnează șeful statului major general, general Nicolae Ionel Ciucă. În anul 1994 a trecut în rezervă, după 36 de ani de carieră s-a implicat ca voluntar în acțiuni prin care încearcă să păstreze vie memoria eroilor în editarea de cărți, iar mai multe monumente din mai multe localități din județ au fost renovate prin implicarea acestuia. Primul proiect de anvergură a avut loc în satul natal Sasca Mică în anul 2003. Pentru cinstirea memoriei eroului locotenent Ioan Grosaru, Dumitru Davidel s-a zbătut foarte mult. Vă mulțumesc din suflet tuturor, vă doresc viață lungă și bucurii să aveți. Prin vicepreședinte al Asociației Cultul Eroilor Suceava, a contribuit personal sau a căutat sponsori pentru a edita sau reedita postum o mare parte din creația literară a eroului Ioan Grosaru, volume de versuri și un roman Fica Pălimarului, care rămăsese în manuscris. Domnului maestru, în rezervă, Davidel Dumitru, care este liantul a ceea ce se întâmplă aici și este sprijinul primarului Ioan Grosaru. Casa lui Dumitru Davidel a devenit un sanctuar pe care l-a onorat prin amenajarea unui mic muzeu dedicat armatei și activităților în care s-a implicat toată viața. Mai recent am avut o activitate mai deosebită la Fălticeni, când s-a sărbătorit 100 de ani de la dezvelirea statuiei Grănișerului.
Vorbesc faptele și tuturor celor de pe pagină care mai urmăriți, vă mulțumesc frumos și cum să spune la noi la mate, am onoarea să vă salut. Cu acest prilej, Bucovina TV îi urează multă sănătate și să aibă putere să rămână aici, pe pământ, Îngerul Eroilor Români.